doi, trei, hai, trage. Hai. Bravo! Hai, domn primar. Dacă n-are ajutor, domnul primar. Zi specială pentru comunitatea din satul Mătești, comuna Săpoca, odată cu inaugurarea noii școli din sat. Începând de astăzi, copiii din localitate au posibilitatea de a învăța într-un local modern și cu dotări de ultimă generație. După cum vedeți, alături de noi astăzi sunt numeroși oaspeți. Este o zi importantă pentru localitatea noastră. Cu mare dragoste și cu bucurie vreau să mulțumesc Înaltei Sfinției sale, Arhiepiscopul Buzăului și Francii, Părintele Ciprian, care a acceptat să țină slujba de sfințire a bisericii și a școlii noastre și de să ne binecuvânteze școala pe dumneavoastră, elevi, profesori, părinți. Cei mai bucuroși de inaugurarea școlii moderne au fost cei care vor petrece și cel mai mult timp în școală, copiii și dascălii. Este mai frumos, mai confortabil pentru noi, pentru toți, etajul, sportul, biblioteca, băile în școală și cam atât. Cam totul. Avem etaj, clasele sunt foarte curate, noi, sunt foarte aranjate. Anul trecut am învățat în școala Săpoca și anul acesta învățăm într-o școală nouă, în școala noastră. De luna să vii cu drag la școală? Da. Dacă elevii au apreciat faptul că noile săli de clasă sunt în general mai spațioase și mai cochete, profesorii au observat imediat și dotările care aduc un plus procesului educațional, dar și cele menite să sporească siguranța sau confortul copiilor. S-au schimbat foarte multe. Vechiul local era din 1904. S-au adus câteva îmbunătățiri pe parcursul anilor, dar condițiile erau jalnice, adică era chiar pusă în pericol siguranța copiilor și atunci a trebuit să se facă ceva. Ceea ce vedeți noastră aici este o schimbare și o diferență de la cer la pământ. De la dotările care ne ajută foarte mult, adică un calculator conectat la internet cu multifuncțională atașată, un CD player, tablele care sunt excepționale în comparație cu cele pe care le-am avut, flipchart, videoproiectoare, un laborator de informatică foarte bine dotat. O schimbare majoră la școala Mătești sunt toaletele pe care nu le-am avut în interior înainte. În afara faptului că sunt foarte moderne, sunt foarte comode și erau necesare, erau extrem de necesare aici. Copiii noștri mergeau foarte mult prin curte să ajungă la vechea toaletă. Foarte emoționați au fost și profesorii și învățătorii care au predat zeci de ani în vechea școală din Mătești și care au ieșit la pensie între timp. Ei au fost premiați astăzi de autoritățile locale. E adevărat ce a spus domnul primar. Mi-am petrecut 35 de ani de muncă în acest sat. Sunt din acest sat, nu l-am părăsit. Aici am locuit de la început și locuiesc și acum și școala pe care mi-am ales-o a fost aceasta de unde am ieșit la pensie. Astăzi, pentru mine, evenimentul la care suntem prezenți este cu siguranță mai emoționant. Acest fapt se datorează inimoșilor dascăli. Noua clădire a fost sfințită de un sobor de preoți conduși chiar de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înalt preasfințitul Ciprian. Și primite-i harul preasfântului tău Duh peste undelerul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta și a așezământului ce s-a zidit pe el și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a vântuierilor diavolești. La inaugurare au participat actualul, dar și fostul ministru al educației, Remus Pricopie, respective Caterina Andronescu. Pe lângă felicitările de rigoare adresate comunității, ambii au considerat proiectul de la Mătești un model de urmat. Iar pentru perioada 2014-2020, premierul a cerut personal să existe un fond special în cadrul proiectului Regio de 700 de milioane de euro pentru infrastructură educațională. Prin urmare, ceea ce a făcut dumneavoastră, domnul primar, se va multiplica, se va merge mai departe, astfel încât în câțiva ani să reușim să finalizăm toate aceste obiective. Dragi părinți, vă invit și vă adresez rugămintea
să țineți aproape de copiii dumneavoastră și aproape de școală. Nu lăsați și nu vă dereobați dumneavoastră de responsabilitatea pe care o aveți, pentru că școala nu poate singură să-i crească pe copiii dumneavoastră așa cum dumneavoastră vă doriți. Sunt convinsă și dumneavoastră să fiți convinși că în fiecare dimineață trimiteți copiii la școală că au ce și de la cine învăța în fiecare zi. În noua școală din satul Măteș vor învăța 145 de elevi cu o medie de 15 copii pe clasă. Ei vor fi îndrumați de 15 cadre didactice. Numărul de elevi este scăzut în contrapartidă cu noile condiții oferite în continuare, mulți dintre părinții din localitate preferând pentru copiii lor unitățile din oraș. Cu toate acestea, tocmai pentru că s-a putut deschide noua școală din sat zilele trecute, pentru 3 elevi înscriși la oraș s-a cerut transferul la unitatea de învățământ din Mătești. Investiția în clădire a demarat în 2009, valoarea proiectului ridicându-se la peste 2,7 milioane de lei, în majoritate fonduri europene. Numai costurile aferente construcției au însumat peste 1,2 milioane de lei. Restul a însemnat dotarea modernă pentru sălile de clasă obișnuite, dar și pentru laboratoarele de informatică, istorie și chimie.